Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilă și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 6-a, dacă este folosit ca recapitulare. De fapt, resursa este menită să recapituleze noțiunile învățate despre unghiuri în clasa a 6-a. Se poate folosi și la începutul clasei a 7-a. Această resursă avem următoarele secțiuni. Vom recapitula câteva definiții. Vom avea niște exerciții cu unghiuri opuse la vârf, alte exerciții cu unghiuri formate în jurul unui punct, alte exerciții cu unghiuri suplimentare, unghiuri complementare, bisectoarea unui unghi și un exercițiu de final. Să ne apucăm de Să încercăm să recapitulăm câteva definiții. Vă rog să vă uitați la această imagine și să încercați să vă notați absolut orice idee, noțiune teoretică care vă trece în cap, care o recunoașteți pe această imagine. Sunt destul de multe noțiuni încadrate în această imagine și să ne apucăm De exemplu, observați că aici unghiurile alfa și beta sunt unghiuri adiacente, pentru că au o latură comună, un vârf comun și interioare disjuncte. Dar tot pe această imagine putem să recunoaștem și unghiurile complementare, pentru că cele două unghiuri împreună formează 90 de grade. Pe această imagine, aceste două unghiuri sunt în continuare unghiuri adiacente, dar de data asta ele sunt unghiuri suplementare, pentru că împreună formează aceste două unghiuri, formează 180 de grade. După cum vedeți aici, pe această imagine, aceste două unghiuri sunt opuse la vârf. Da? Deci au vârful comun și laturile sunt semidrepte opuse. Să nu uităm că unghiurile opuse la vârf sunt întotdeauna congruente. O altă porțiune din figură reprezintă 6 unghiuri în jurul unui punct. Aici avem definiția și avem o proprietate a unghiurilor în jurul unui punct și anume suma măsurilor lor este 360 de grade. Pe această porțiune din imagine recunoaștem bisectoarea unui unghi. Această semidreaptă este bisectoarea acestui unghi. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două unghiuri congruente. Să trecem la niște probleme. Prima problemă se referă la unghiurile opuse la vârf. O să ne ajute iarăși Engel în rezolvarea problemelor și enunțul este că avem două drepte concurente care formează aceste patru unghiuri. Unghiurile 2 și 4 sunt opuse la vârf și mi se dă că măsura lor este 4x plus 12 și 7x minus 6. Trebuie să calculăm suma măsurii unghiurilor 1 și 3. Avem aici desenul. Să nu uităm că unghiurile opuse aici sunt datele problemei, dar unghiurile opuse la vârf fiind congruente, ajungem la o ecuație. Dacă rezolvăm această ecuație, x ne dă 6. Adică unghiul 2 are 36 de grade, unghiul 4, prin calcul, desigur, ne dă tot 36 de grade. Unghiurile 1 și 3 vor avea 144 de grade, pentru că, și Engel ne spune aici, unghiurile 1 și 4 sunt suplimentare. Adică, suma celor două unghiuri cerute este 288. O altă problemă cu unghiuri formate în jurul unui punct. Avem
pe această figură 6 unghiuri. Observați că la fiecare din unghiuri mi se dă o informație despre măsura unghiului, ori concret măsura unghiului, ori exprimat cu ajutorul lui X. Și ar trebui să spunem care este unghiul care are măsura cea mai mică dintre cele 6 unghiuri de pe acest desen. Engel ne spune că, în opinia lui, unghiul BAC are măsura cea mai mică. Să vedem. Tot el ne aduce aminte că suma tuturor unghiurilor este 360 de grade, adică scriem o ecuație iarăși, de unde îl aflăm pe X și X ne dă 38 de grade. Asta înseamnă că unghiul BAC este 38 de grade, dar dacă ne apucăm să calculăm și celelalte unghiuri care sunt exprimate cu ajutorul lui X, observăm că obținem două unghiuri mai mari decât 38, însă unghiul FAE avea doar 37 de grade, adică se pare că unghiul FAE are măsura cea mai mică. O problemă unde să folosim noțiunile despre unghiuri suplementare și unghiuri complementare. Avem un triunghi dreptunghic unde mi se dă măsura unuia dintre unghiurile ascuțite. Trebuie să calculăm celălalt unghi. Noi știm că într-un triunghi dreptunghic cele două unghiuri ascuțite sunt complementare. Adică scriem relația că unghiul B adunat cu unghiul C e 90 de grade și de aici exprimăm unghiul C. Observăm că avem și minute, deci vom avea nevoie pentru a efectua scăderea de această informație că un grad e 60 de minute. Și după ce facem scăderea, am calculat că unghiul C are 41 de grade și 26 de minute. O altă problemă se referă la unghiuri suplementare. Mi se dă că raportul măsurilor a două unghiuri suplementare e 0,25. Trebuie să calculăm măsurile celor două unghiuri. Notăm unul din unghiuri cu X, atunci celălalt unghi este 180 minus X și scriem că raportul lor este 0,25, adică 25 pe 100. Simplificăm fracția 25 pe 100, ne dă 1 pe 4. Folosim proprietatea produsul extremelor egal cu produsul mezilor și ajungem la ecuația 5x egal 180, adică x egal 36 de grade. Adică unul dintre unghiuri are 36 de grade și celălalt unghi are 144 de grade. O altă activitate, acum despre bisectoarea unui unghi. Avem această imagine unde mi se dă că semidreapta DA este bisectoarea unghiului PDG. Mi se dau anumite informații despre cele două unghiuri, și anume că unghiul BDA e 3x minus 20 și unghiul CDA este x plus 40. Trebuie să calculăm măsura unghiului BDG. Bisectoarea întotdeauna împarte unghiul în două unghiuri congruente. Adică avem de rezolvat o ecuație iarăși, am egalat măsurile celor două unghiuri, de unde X ne dă 30 de grade, deci atunci măsura unghiului BDC este de două ori măsura unghiului BDA și prin calcul ajungem. Și acum o activitate de învățare care se referă la mai multe din noțiunile studiate.
avem această figură unde observați că trei dintre unghiuri mi se dau și mi se cere să calculez măsura unghiului EDB și să exprim rezultatul utilizând submultiplii gradului. Aici trebuie să știm că într-un triunghi suma măsurilor unghiurilor este 180 de grade. Adică am scris în triunghiul ACE că suma unghiurilor este 180 și de aici am aflat unghiul E, dar unghiul AEC este congruent cu unghiul DEB pentru că ele sunt opuse la vârf, adică și ambele unghiuri de aici vor avea 25 de grade. Și în triunghiul BDE, iar scriem suma măsurilor unghiurilor că e 180 și putem să calculăm unghiul D. Unghiul D ne dă ca fracție decimală 69,5 grade, dar 69,5 grade înseamnă 69 de grade și 30 de minute. Un exercițiu propus ca temă. Încercați să desenați cadranul unui ceas și să puneți în evidență ora 4 și 15 minute și să calculați măsura unghiului format de acestui ceas la ora 4 și 15. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!